Salut, eu sunt Mihai și voi sunteți la revizia de film. Vezi că te înșeală nevasta, băi, boule, în 2040. Da, te căsătorești, știu, trist, n-ai ce să faci. Și nu mai cumpăra monede de căcat, că o să le pierzi în 2045. Și voi, dați-i drumul la muncă, că România o să fie tot de căcat și în 2050. Și tu nu te mai uita ca boul la mine, dă-i drumul la treabă. Adam Project, un SF marca Netflix apărut în martie 2022. Dacă vă era dor de Ryan Reynolds, a venit din viitor să repare trecutul cu Caterinca lui, iar în acest proces l-a cooptat și pe Walker Scobell, varianta lui mai tânăr. Tatăl lor fiind nimeni altul decât Hulk. Iar regia aparține lui Sean Levy. Dar fără alte călătorii în timp, să intrăm în revizia asta. Eu dacă mă întorc în timp și mă mor bunicul, eu aș dispărea. Păi și dacă nu mai are cine să-mi omoare bunicul, eu cum mai dispar? Eu îl omor pe bunicul meu. Și bunicul meu moare și nu mai face pe tata care mă face pe mine, eu teoretic aș dispărea. Deci n-ar mai avea cine să se întoarcă în timp să-mi omoare bunicul. Atunci cum? Dacă sunteți curioși ce mai face Deadpool împreună cu Mini Deadpool sau ce mai face Gamora când e Back to the Future sau poate ce mai face Hulk când nu e așa furios, asta e filmul pentru voi. Un alt film în care Ryan Reynolds face fix aceeași chestie. Și sincer, tati Reynolds poate să facă asta de câte ori vrea el, pentru că eu oricum o să văd și o să iubesc fiecare film în care joacă și el. Am râs destul de mult. E un film foarte entertaining și foarte amuzant de privit, mai ales cei doi protagoniști. Comunică foarte bine și fiind teoretic una și aceeași persoană, m-au făcut să cred asta. Avem foarte multe replici bune de la carismaticul Reynolds și de la carismaticul Mini Reynolds. Efectele speciale au fost la locul lor și deși e un film SF, nu mi s-a părut nimic exagerat în sensul ăsta. Sean Levy, sau regizorul acestui film, pe care îl mai știți probabil și de la filme precum Night at the Museum, Real Steel, Free Guy, tot cu tati Reynolds, și am înțeles că urmează să regizeze și un film Deadpool. Acesta a făcut mereu filme SF ușor de digerat și deși se abordează teme precum călătoria în timp, nu face nimic foarte complex din asta. Și puncte bonus pentru referințele de la Deadpool presărate pe aici pe acolo. E drăguț să mai primim și filme de genul ăsta pe care le poți privi odată și atât și nu trebuie să te uiți la alte 20 de filme ca să înțelegi universul în care se întâmplă toată acțiunea asta. Nota mea pentru film este 8.50. Foarte bună relația dintre personaje și chimia dintre ei. Stai. Ok, gata. Suntem în anul 2050. Oamenii se duc la muncă cu nave spațiale, călătoriile în timp s-au inventat și o femeie a preluat controlul lumii. Spoiler alert, she's evil. Noi suntem în România, sărăciile dracu. Adam Reed este băiețelul inventatorului Louis Reed, cel care a făcut călătoriile în timp să existe. Acesta vrea să se întoarcă în timp pentru a-l opri pe tatălui din a mai lucra la acest proiect. Pentru că, ei bine, după cum a spus și el, 2050 e ca un fel de Terminator, dar într-o zi bună. Din greșeală, în loc să ajungă în 2018 cum plănuia, ajunge în 2022 și își întâlnește versiunea de 12 ani, copil asmatic cu o gură foarte mare. Împreună, cei doi lucrează ca să ajungă în 2018 la tatăl lor și să-l oprească. Și pe parcurs se întâmplă alte prostii pentru că, hei, e un film cu Ryan Reynolds. Nota mea este 8. Nu este un film nici excepțional, dar nici groaznic. Mi-a dat un vibe de Disney Channel. Dacă ai văzut deja filmul, lasă-ne în comentarii nota ta pentru el. În ziua lansării filmului, Sean Levy a fost anunțat ca regizor pentru filmul Deadpool 3, care apare în 2023. Tu dacă ai călători în timp și te-ai întâlni, ți-ar plăcea de tine? Ha? Ia zi, mă. Zi! Un film bun, bine făcut, cu foarte mare atenție la detalii și cu o distribuție foarte bine aleasă din care fac parte Ryan Reynolds, Walker Scobell, Mark Ruffalo, Zoe Saldana, Jennifer Garner, Catherine Keener și alții. Prestația actorilor, deși este un film comercial, este foarte bună. Totul este foarte bine pus la punct, natural și foarte veridic. Tânărul Walker Scobell joacă perfect versiunea tânără a lui Ryan Reynolds și o să te întreb pe alocuri dacă nu cumva chiar ea o fi. Ryan, deși face cam același rol pe care l-a făcut în ultimele sale filme, adică se joacă pe el,
O face foarte bine. Și ceilalți, deși au apariții foarte scurte în film, au performanțe foarte bune. Ryan are o chimie foarte bună cu tânărul Scobol, care o să te amuze de foarte multe ori. Cu toții reușesc să simuleze perfect pe situațiile create, să stredea dramatismul și să te facă curios pe ce se va întâmpla mai departe. Bine, am apus să fiu și hater și să zic că Catherine Keener a fost cel mai lame răufăcător, că a părut neveridică și de multe ori părea ca o femeie care garează și un pic depășită de situație. Dar nu zic, nu zic! Nota mea pentru film este 8,5, fiindcă mi-au plăcut efectele speciale și puștiul ăla mic. Deci, vreau să zic că ăsta e un film SF care nu prea arată SF. Dar arată puțin SF, dar nu e SF. Jur! E un film care surprinde foarte bine cele două universuri. Mai exact, universul din 2020 și din 2050. În 2020 vezi că sunt folosite culori calde, iar în 2050, reci. Wow, you are so smart! Ca să surprindă foarte bine discrepanța dintre aceste două tabere. Nu se aduce niciun element nou când vine vorba de imagine sau sunet. Totul arată generic, atât hainele folosite, cât și efectele speciale. Rob Simonsen nu a exagerat deloc muzica, deși... Sinceră să fiu, nu am înțeles cum a folosit-o. Spre exemplu, în lupta de la începutul filmului este o muzică country, care nu înțeleg ce caut acolo. Nota mea este 7.20, i-am dat 7.20, pentru că, cum am zis, nu se aduce nimic, wow, ceva, un element nou, dar m-a făcut să plâng, mi-a dat o lacrimă. Acum că am ajuns la finalul timpului, media este de 8. Dar rămâi cu noi pentru că avem rubrica Mă rup, mă frânt, în care îți vom spune ce ne-a plăcut și ce nu ne-a plăcut la călătoria asta temporală. M-au rupt coreografiile și scenele de bătaie cu sabia aia laser, care de fapt teoretic nu e o sabie laser, dar e la fel de cool. M-a rupt când cele două versiuni ale lui Adam se jucau cu mingea cu tatăl lor și deodată au dispărut. M-au rupt scenele de acțiune, n-au fost ele prea, dar te făceau curios să vezi cine și eu la cur. M-a frânt finalul filmului, adică serios, atâta s-a putut, trebuia să mă sune domnule pe mine că le dădeam eu vreo 5-6 finaluri de la o premiu jurului la Târgoviște. M-a rupt că, deși el pare a fi un film SF și comic, ai multe glumițe acolo, prezintă și lucruri profunde care te ating la sufletele. Îți mulțumim că ai fost alături de noi în călătoria asta temporală și dacă ți-a plăcut, lasă și tu un like, share sau subscribe ca să nu mă mai înșele nevastă mea în 2040.